Alexandru, Mircea, Ion, Ion, Gavrilă, Ion, Aurel, Ion, Gheorghe și Ion, cu tot neamul lor cel adormit, și morți pentru țară și pentru casă, li se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluie! Așeze sufletul lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne! Și odihna dormiților, robilor tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnitește, Mântuitorul nostru, cu drepții pe robite, înțelășluiește în curțile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșoarele lor, cele nevoie
și cele fără de voie, și toate cele într-o știință, într-o neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce ai răsărit lumii din fecioară, Hristoase Dumnezeule, și prin trânsa fii luminii ne-ai arătat, miluiește-ne prenoi. Cum este Sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, în care ne-ai învățat fruntea credincioșilor Tăi bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Marea vieții văzându-o, înlăsându-se de viporul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând, strig către tine, șoapte din stricăciune viața mea, mult milostivă. Odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, Cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântare. Aliluia, aliluia, aliluia. Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, pe care le nu putează a căuta oștii de îngeri. Iar prin tine curată s-a arătat cuvântul întrupat, pe care le mărindu-l cu oștile cerești, pe tine te ferici. Care plăcerea lumii acestea este lipsită de durere, care cinste stă pe pământ neschimbată. Toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate mai înșelătoare decât visurile. O clipă numai și pe toate acestea moarte le primește. Și într-o lumina feței tale, Hristoase, și într-o îndulcire a frumuseții tale, pe cei pe care i-ai ales, odihnește ca un iubitor de oameni. Vai, câte lupte are suflete când se desparte. Vai, cât plânge atunci și nu e cine să-mi înviască pe dânsul. Către îngeri, ridicându-și ochii în zadar, se roagă. Către oameni, mâine plânzându-și, nu are cine să-i ajute. Pentru aceasta, iubiții mei frați, cunoscând scopina vieții noastre, a dormiților să le cerem o dignă de la Hristos, iar pentru sufletele noastre, mare milă. Deșertăciuni sunt toate cele omenești, câte nu rămân după moarte. Cum merge cu noi bogăția, nu ne însoțește mărirea, căci venind moartea, toate acestea pierd. Pentru aceasta lui Hristoșelui fără de moarte să-i strigăm, pe aceștia care s-a mutat de la noi, odinește-i. Este locașul tuturor celor ce se veselesc. Unde este dezmeritarea cea lumească? Unde este înălucirea cea trecătoare? Unde este aurul și argintul? Unde este mulțimea slujilor și strigarea? Toate sunt țărână, toate cenușă, toate umbră.
ci veniți să strigăm împăratului celui fără de moarte, Doamne, veșnicilor tale bunătăți, învrednicește pe aceștia ce s-au mutat de la noi, odihnindu-i într-o fericirea ta cea neîmbătrânitoare. Nu-mi aminte de prorocul ce-i strigă, ești un pământ și cenușă, și iarăși m-am uitat. Când gândesc la moarte și văd în morminte frumusețea noastră, cea zidită după chipul lui Dumnezeu zăcând, grozavă, fără mărire și fără chip. O minune, ce taină este aceasta, ce s-a făcut cu noi? Cum ne-am dat stricăciunii, cum ne-am înjugat cu moartea, cu adevărat, precum este scris, după porunca lui Dumnezeu care dă adormiților odihnă. Într-împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânși însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți vesfii când vă vor ocărâ pre voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă! Și vă veseliți, căci data voastră multă este în cer. Să luăm aminte, pace tuturor! Selecțiune din Epistul Antiei cu Sfânta Lumitei, atunci mi-a fost o fază, cu fire, rămanente. Fraților, despre cei ce au adormit, noi înțepiți neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, sunt așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți într-un Iisus, să-i va aduce împreună cu el. După aceasta vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul, însuși porunca ne-a dat în arhanghelului, prândița lui Dumnezeu, va pogorâ din cer, pe morți întru Hristos, vor învia întâi. Pe aceea noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în noi. Ca să-mi continuăm pe Domnul în văzut, ca pururea cu Domnul vom fi.
Pace ție, cititorule, Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Duhului tău. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul către iudei care veniseră la el. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea de negrăit a izitit pe om din țărână și întocmindu după chipul și asemănarea Ta, împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească, spre măreția și stăluția slavei și a împărăției Tale. Iar acesta călcând cuvântul poruncii Tale și păzind chipul Tău de care era vrednicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecul și unirii acestea și aceste negrăite legături a Ta, prin vrerea Ta dumnezeiască, se desfacă și se ridicească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la ușoasca înviere, iar trupul să se desfacă în cele dintre care a fost alcătuit. Pentru aceasta ți ne rugăm, Părintele celui fără început și unul a născutului Tău și prea Sfântului și de Fiul de viață, Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta aceasta să fie înghițită de peire, ci trupul să se desfacă în cele dintre care a fost alcătuit, iar sufletele lor să așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea Ta de oameni cea neasemănată. Și de-au căzut cumva robii Tăi aceștia sub blestemul Tatălui lor sau Maicii lor sau sub blestemul lor înșiși. De-au omorât pe vreun preot și a luat de la legătură nedezlegată. De-au căzut cumva în grea furițanii de alechiereu și din nepăsare sau din lenevie n-au dobândit iertare. Iartă-i pe aceștia prin mine păcătosul și nevenicul Tău slujitor. Dumnezeu să iertă. Și trupurile lor le dezleagă în cele din care au fost alcătuite, iar sufletele lor duiește în corturile Sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere ca să dea iertare de păcate, zicând, oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate și prinduiește și nouă. Și suntem nevrednici în iubire de oameni, dorită această putere, iartă, dezleagă pe adormiții robii Tăi, Alexandru, Mircea, Ion, Ion, Gavrilă, Ion, Aurel, Ion, Gheorghe, Ion și toți ceilalți care au suferit împreună cu dânsii și au murit pentru țară. De tot păcatele, toate păcatele sfătești trupești să fie tați și în veacul de acum și în cel ce va să fie. Pentru rugăciune prea curată și pururea Fecioare Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău l-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, tot așa să fie dezlegate în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat.
Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ai învrinci pe noi smeriții și nevrenicii robii tăi să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Totuși prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul tău, iartă robii tăi aici ce s-au pomenit, Alexandru, Mircea, Ion, Ion, Gavrilă, Ion, Aurel, Ion, Gheorghe, Ion, orice au păcătuit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înși din mânie sau din alte pricine s-au legat pe sine sau de la arhiereu sau de la altcineva au suferit o alnecare ca aceasta prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bine plăcuție, iar trupurile să se dea firii celei zidite de tine, că s-a binecuvântat și s-a preaslăvit în veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care ta sincer să-i ucenu și apostolul Dumnezeu și răbărăști, ca să lege și dezlege păcatele celor căzuți. Și de la bine și asemenea și noi am venit că trebuie să facem aceasta. Să vă ierte pe voi, robii lui Dumnezeu, Alexandru, Mircea, Ion, Ion, Gavrilă, Ion, Aurel, Ion, Gheorghe, Ion, și toți eroii neamului și apărătorii drepte credinței. Orice a greșit, cine au greșit ce a greșit în această viață ca oameni, cu voi sau fără de voi, cu știință sau cu știință. Acum și curvea și vecii veci cu... Că tu ești învierea și viața și odihna, dormiților robilor tăi, pomeniți Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, sufletele adormiților robilor săi, Alexandru, Tănase, Mircea, Popovici, Ion, Golea, Ion, Samoilă, Gavrilă, Pop, Ion, Buda, Aurel, Corlan, Ion, Stasma, Gheorghe, Dincă și Ion, Iuhas, tot neamul oricel a dormit, în corturile sfinților să-i așeze, în sânurile lui Avram să-i odihnească și cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Vă rugăm să vă apropiați pe zicea după care. Pentru fericita dormire veșnic odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi pomeniți și le fă lor veșnică pomenire. Vecică Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire.
Doamna Zoe, da. Spuneți câteva cuvinte?